Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Am venit ca să câștige și o femeie concursul. Sincer, ar fi cazul, pentru că toate sezoanele au câștigat doar bărbații. Trebuie să luptăm, să ieșim în față. Și ce faci acum este la fel cum îți imaginai că se întâmplă într-o bucătărie când erai mai mică? Într-o bucătărie când eram mai mică, eu credeam că totul este super lejer, te simțeai înlargută. Nu o să o iei niciodată, că părinții mei s-au pus la somn și am zis, băi, ce o să-i surprind eu? Am pornit focul, am dat drumul la friptoză, s-a încins la maxim. Dar eu nu știam pe vremea aia că cartofii trebuie scurși de apă. Și am luat cu tot cu apă și am aruncat în ulei. Efectiv, o luat foc, tot aragazul, cu toată friptoza. S-a făcut negru tavanul și mobila de bucătăria. Și a sărit taică-miu din pat. Și a zis, Roxana, să te faci orice vrei în viață, dar să nu fii bucătar. Astăzi vă voi pregăti un dish pe care l-am denumit Duck Analogy. Pun piept de rață gătit în sirop de arțar. Pun candy din pulpă de rață. Și voi avea și un sos de vin roșu cu vișine. Și trebuie să vii când ești pregătit. Și am simțit că sezonul acesta trebuie să vin. De mică îi urmăream pe cei trei șefi și spuneam mamei mele, nu vreau să gătesc ceea ce faci tu. Vreau să gătesc ca și ei. Uite-te ce farfurii fac. Uite ce se întâmplă acolo la emisiunile alea. Eu vreau să ajung așa. Pasiunea mea pentru gătit era foarte, foarte avansată și sora mea a auzit că Michael Pascale deschide un restaurant în Baia Mare. Și a zis, Roxana, asta este șansa ta. La interviu șef a zis că el îmi dă o șansă, nu știe ce să zică. Următoarele trei zile am curățat la ceapă, la morcov, la pras și cartofi, că nu cred că mai curățat niciodată atâtea în trei zile. A fost foarte greu și între timp șef Michael Pascale a rămas fără omul lui de bază, sușeful lui. Și a zis, Roxana, intri la cald. Atâta de tare m-am crispat, că eram cu lacrimi în ochi. Ziceam, nu sunt pregătită, eu nici nu știu să feliez, eu nu știu să toc, nu știu să fac nimic. Când s-a terminat serviciul, m-am pus cu coatele pe masă și am început să plâng. Și am zis, nu vreau să vă supărați pe mine, șef, dar eu de mâine nu mai vreau să fiu. Am plecat acasă și am zis, băi, asta este, am încercat, nu-i de mine. Mă întorc înapoi la inginer zootehnic și o să-mi văd de viață. A doua zi primesc un telefon de la soția lui. Zice, te rog frumos, hai la restaurant. Și am stat cu ea undeva la 3 ore și am vorbit. În momentul ăla mi-a oferit o încurajare în care să-mi zică, Roxana, ești femeie, arată-le tuturor bărbaților că tu poți în bucătărie. Și așa am ajuns la Brașov. În primele luni am mers ca și bucătar. După care mi s-a oferit, să zic, încrederea și oportunitatea de către patronii de acolo. Și a zis, Roxana, uite, îți propunem să devii bucătar șef. Și am zis, bucătar șef? La 23 de ani să fii șef bucătar, aș putea să zic că în interiorul tău e groaznic. Nu dormeam nopțile. Aveam în echipă bărbați la 40 de ani și atunci trebuie să arăți ca femeie de două ori mai mult ceea ce știi să faci, ca ei să te aprecieze. Pentru mine, meseria și cariera înseamnă totul. Meseria de bucătar. Sunt capabilă, ca să nu-i dezamăgesc pe cei trei șefi. Vreau să le ofer o experiență, nu vreau să le ofer doar o mâncare în farfurie. Vreau farfuria să arate impecabil. Eu țin foarte mult la plating. Pentru că noi creem artă și servim arta. Sunt foarte mulțumită de preparatul final. Sper ca șefii să fie încântați de ceea ce am realizat astăzi și sper să obțin niște rezultate foarte bune. Astăzi am venit să lupt și să fiu femeie în finală. Asta trebuie să arăt. Titlul este cel mai important. Cred că a fi cea mai mare realizare a mea din toate competițiile. Ia uite, bă. M-a chischis pas, nu? Ăla ce farfurie frumoasă, ui. Bă, n-auzi, ia uite aici. Deci, piept de rață, sos de vișine. Ce prea multe vișine în chiftea asta. Și mie se pare. A avut grijă de sos. A avut grijă de chifteluță. Mă, da, să nu-ți îndrepti atenția deloc către morcovelul ăla și sparanghelul. De ce să mai pui în farfurie? N-are sare, n-are ulei, n-are unt, n-are... N-are nimic, e doar ăla fiert în apă. Da, Cătăline, nu stau la masă să mănânc, să achit nota de plată. Vine omul să vadă dacă... Ce mă, tu la restaurant, dacă spui sare, îl pui pe ăla să-ți facă 25%? Nu, dragul meu, dar una e restaurant, alta e șef la cuțite. Nu stau să mănânc, am venit să gust mâncare pentru echipe, să-mi fac o echipă să te bat. Asta e scopul. Tu îți dai seama că eu la un moment dat am făcut o sărămură fără sare? Exact. La aia mă refer și asta se poate întâmpla cu genul ăsta de concurență. Mai ales că aici avem bucătare, experiență, cel puțin 6-7 de ani. Nu e mai mult decât experiență, stai pasionat și a adus oare orice ce farfurii.
Bună seara! Bună seara! Mă numesc Blenche Roxana, sunt deloc din Baia Mare, dar locuiesc la București. Și unde lucrezi? Acum sunt într-o colaborare cu șef Cezar Mundeanu, care este și mentorul meu, și am preluat un proiect, un restaurant-cantină. Ok. Foarte frumos. Și unde ai mai lucrat? Primii pași a mei în bucătărie a fost cu șef Michael Pascale, la Baia Mare, acolo am și început să gătesc. Am plecat și în Anglia pentru câteva luni. Da. Michael Pascale a câștigat la noi, Hell's Kitchen, exact. Corect? Da, corect. Câți ani ai? 27. 27? Când le-ai făcut pe toate astea? Când le-am făcut? În 6 ani, aproximativ. Când ai vorbit cu Cezar Mundeanu despre faptul că ai vrea să vii aici, pentru că trebuie să te fi consultat cu el. Da, categoric. Ți-a explicat ce ar trebui să faci? Da, ca mi-a să spus să mă stăgă, să fiu stăpână pe situație. Eu cu șef Cezar Mundeanu am mai fost și la alte competiții. Am reprezentat România la Milano, în finala regională. Da, așa? Și acum am zis, trebuie să-mi depășesc orice limită și să vin aici. Da, da, spre deosebire de toate celelalte competiții în care tu ai fost. Da. Asta e poate să ți se pară ciudat că zic asta, dar e un pic mai greu. Știu că este mai greu. Ești conștientă de faptul că nu ai o singură probă? Total de acord. Ești conștientă de faptul că dacă treci mai departe de preselecții, mai ai 3 probe de bootcamp și dacă vrei să scrie numele pe farfuria aia la final, mai ai vreo 12 battle-uri, vreo 3 semifinale și o finală. Și cred că mă voi descurca, sper. Ce ar însemna pentru tine cuțitul ăsta? Înseamnă foarte mult. Și sincer vă zic, dacă ar fi să câștig această emisiune, nu am venit aici să câștig această emisiune pentru premiul. Efectiv este titlul de câștigătorul sezonului 8 de la Șef la Cuțite. Pentru mine asta înseamnă foarte mult. Având în vedere că am participat la atâtea competiții, asta ar fi ceea ce se poate maximul la nivel de competiții. Dacă ar fi să o luăm pe exact ce în farfurie, la nivelul competițiilor culinare, n-ai dat atenție la toată farfuria, ceea ce e de taxat. Da. Mai ales pentru cineva care vrea final. Să știi că experiența nu întotdeauna a fost pe primul loc. Așa-i. Dacă ar fi să mergi mai departe, din ce echipă ți-ai dorit să faci parte? Îmi doresc să fac parte din echipa lui șef Florin Dumitrescu. Jedi. Am 3 chestii să ți le reproșez în farfuria ta. Chifteluța este prost echilibrată, are foarte multe fructe confiate. Singurul gust pe care îl simți acolo e dulce. Legumele nu le-ai dat deloc atenție. Le-ai folosit doar și doar un post de culoare. Și acum ajungem la braț. Hai, mă! Bune? Cred că emoțiile au fost foarte mari și am făcut și unele greșeli. Dar pe parcurs pot să dau mai mult și pot să fac mai mult și pot să evoluez aici. Aici trebuie să demonstrezi, nu poți să crești. N-ai când și unde și cum.